Mulți mi-au zis că nu se poate, mi-au zis că n-are cum, mi-au zis că nu sunt eu în stare, mi-au zis, Sherry, n-ai cum să iei permisul din prima. Le-am demonstrat că se înșară. Am luat permisul din prima. Vino în cadru, Doriane, vino în cadru. Vino aici. Stai puțin, a se înțelege. Eu n-am spus că nu se poate, eu doar ți-am spus să te motivez că dacă nu-l iei, o să te faci de râs. Și eu ce ți-am spus? Că o dacă pierd și nu-l iau din prima, sunt sclavul tău toată ziua. Dacă tu pierzi, adică eu-l iau din prima, știi deja ce te așteaptă, Dorian. Astăzi, Dorian, nu știu, dar aș folosi un termen mai frumos. N-aș vrea să spun că ești sclavul meu, dar astăzi tu o să faci absolut tot ce vreau eu. Bă, cred absolut că, orice. Cred că în momentul în care s-a dus la examen, se ruga să-l ia nu de dragul permisului, ci de dragul de a mă sclavagie. Ești nebun la cap. Păi, dar ești omul perfect de sclavagit, puternic, entuziasm, tot ce trebuie. Ești, Bă, eu vreau să te felicit, ți-am spus așa cum am spus și pe internet, mi-este martor tot publicul meu, că de drag sunt sclavul unui om care are o reușită de nivelul ăsta. Așa că exact. Dar știi cu câte puncte am luat? Am auzit. Te-a ajutat Dumnezeu. La mustață ai trecut situația. Cu 20 de puncte penalizare traseul din 21. Dar să nu mai discutăm despre asta, Dorian. Lasă vorba, că la vorbă suntem buni toți. Leagă-mi și mie șiretul ăsta. Te rog că e dezlegat, fără mișto. Pă bune, nu știu să mă ia șireturi. Pă bune, mersi. Cum era să mă pui să ții mai și spăl acum? Aaa, da, te rog. Uite-o aici o chestie, poți te rog să-i ștergi un pic? Băi, știți proverbul ăla, dacă tăceam filozof rămâneam. Bine, stai așa. Ce faci, mă, te duci să iei șervețele? Băi, da. Vedeți ce înseamnă un om dedicat challenge-urilor. Sunt convins că nu o să am nicio problemă cu Dorian. Dacă dădeam challenge-ul ăsta oricui altcuiva, spre exemplu Gami, se enerva, făcea ca toți draci. Hai mă pui să șterg pantofii. În schimb, ce Dorian. Dorian știe să-și asume un challenge. Dom'le, ai pierdut? Asta este, bărbătește. Dar altceva e de subliniat aici. Tu vezi că eu am în mașină tot ce trebuie? Da. Jule, mai întâi se șterge talpa, dar uite ce frumos ies. Ia uite, Jule. Așa, tată, ești nebun. Ia, vezi, ai ceva acolo, așa. Șterge milionarul. E zgriat aici, îmi pare rău. Gata, mulțumesc. Nu e nevoie, mulțumesc. Acum mă simt eu prost, mă simt eu... Eu nu fac treaba pe jumate, Jolule. Dă stricoul jos. De ce să-mi dau tricou? Așa, de octombrie ce e afară, dă tricou jos. Haide mă, Dorian, sincer, e cel mai simplu lucru de pe lista mea de lucruri, sincer. Okay, okay. Nu-ți place ție cel mai mult să-ți dai tricou jos? Am înțeles. Nu faci tu toate... În octombrie nu, dar dacă nu faci tu voi acum... Nu faci tu toate pozele alea la tine pe Instagram. Bine, mă, gata, uite, l-am dat jos, hai. Ok, hai să mergem la mașină, hai. Să nu-ți fie frig. Sau? O să-ți fie frig. Cum adică? Ei, lasă că vezi tu. Băi, Arun, ce faci, mă? Ai uitat că am permis? Ai uitat, cred că. Ok, ok, ok. Pleacă de la mine, deși nu oricine îmi conduce mașina. Unde urci? Unde urci? Ți-am zis să urci mașina? Boss, a început să plouă, faci mișto? Boss, nu mi-aduc aminte să-ți zic să urc. De unde dau ăsta, mă, mai în față? Bă, tu-l vezi, mă, că s-a urcat în mașină și nu știe să dea scaunul mai în față. Bine, mă, deci nu mă urc în mașină. Nu te urci în mașină, închide ușa. Numai ordine, Johnule. Dorian astăzi va fugi după această mașină, nu va urca în mașină. Bă! Bă! Ce bă? Bă! Bă! Doamne, ce bine mă simt! I-am furat mașina lui Dorian Popa! Ce faci? Bă, ce e asta, mă? Bă, a zis sclav, bă, dar nu că fuge cu mașina, mă! Ce a făcut, mă? Nu mai fuge după ea? Hai că mai dăm o tură și ne întoarcem noi! Bă, unde-i mă ăsta cu mașina mea, mă? Bă, Ciorule, uite-te la el, mă! Stați așa un pic, păi cum? Ia să-mi pun și centura, să fiu regulamentar. Bă, ăsta e prima oară când conduce în viața lui, mi-e frică de mașina mea, ești nebun? Bună mașină, Doriane, bună alegere, chiar îmi place. Frumoasă mașina ta, așa. Și acum s-a oprit acolo, ce dracu faci? Bă, e mâncase așa. Gata, Jomor, avem centura, mergem în mod regulamentar. Stați așa un pic, bășură, că ce lungi de-abia începe, adică... Bă, unde sunt ăștia, mă, i-am pierdut. Ce faci, mă, care-i fața mașinii? Hai, bă, că mi s-a făcut milă de tine, uite aici, mă. Nici măcar nu știi să deschide geamul, mă, ești. Cum să... Asta e geamul din spate, mă! Domn șofer, ce ai făcut? Mai în față ai butonul. Am deschis geamul celălalt. A, da, mă, stai, sunt butoanele din față. Hai, Doriane, că mi s-a făcut milă de tine, ți-e frică? Bă, mi-a stat inima în loc, mă. Da? Păi nimeni n-a plecat cu mașina mea fără mine până acum. Ei, na. Și mai și dă-n gușă, mă. Haide, mă. Doriane! Doriane!
Hai mă, vino, trebuie să stai acolo, nu fii fraier. Te aștept. Nu mă face să alerg iar. Hai mă, te dau cu spatele, mă. Da și cu spatele, mă, gata, stai ușor, mă, că ne calci și cameramanii, mă. Stai ușor. Doamne, ajută-ne, Doamne. Doamne, să ieșim cu viață din challenge-ul ăsta, deschide ușile de pe... De unde a fost? Hai, cum a apăsat ei singur, mă, schie-mă, Doian. Doamne, ajută-ne, Doamne, să ieșim cu viață și cu mașina neșifonată, Doamne, ajută-ne, te rugăm mult. Doamne, Doamne, stai să-mi fac centura. Doamne, 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 te rog, ajută-ne, Doamne. Băi, Doiane, n-ai de ce să-ți fie frică cu mine la volan. Absolut sigur, da. Chiar mă consideriat, vezi, fac care atea să eu, am și oglinzile puse bine, totul e bine. Dar mă întreb pe mine, eu stau în dreapta, tu trebuie să-ți faci oglinzile, că ia vezi, am oglinzile. Doian, cam mult tupeu pentru challenge-ul de astăzi, nu uita, faci ce spun eu, ți-am spus eu să vorbești. Sunt de acord cu tine, dar okay. Totuși e mașina mea, ai milă. Fii atent. Deci, hai, dai, dai, că nu, nu, stai, stop. Am mare milă, fii atent. Am nevoie să merg până la un magazin. Bun. Să iau câteva chestii așa, de ordin alimentar, da. Un sucureț, da. O apiță, încolo este în mare magazin, nu? Da, Doamne ajută. Primul claxon. Am luat primul claxon în trafic. Incredibil. Era timpul să faci stânga aici, da? Faci stânga aici, semnalizezi. Nu mai du-te, faci următoare. Nu, nu, să fac, e blocata aia. Uai, lei, Doamne, ajută. Deci fii atent, Dorian. Partea asta din challenge e chiar simplu. Tot ce am nevoie este un suc. Faci stânga aici, frânează și asigură-te ușor. Tot ce am nevoie este un suc și o apă. Bă, dar de ce ești... Știi să pornești regătoarele sau? Chiar nu știu să pornești regătoarele. Gata, ți-am pus-o pe automat. Gata. Mersi, mersi, cu să drag. Trăiești. Tot în față? Da. Dar ce facem? Mergem la tine acasă? Nu, mergem la magazinul din cartier. Ai spus la magazinul cel mai apropiat, Shelly. Nu pot să mă uit în stânga sau în dreapta. Ce mai apropiat magazin? Da? Văd, Doriane, văd semnele, recunosc, crede-mă. E ok. Poți să ai încredere. Știi cum zice... Vezi că ai faza lungă. Păi nu mă pricep la X6, eu știu să conduc. Dă-te maneta aia spre tine, e o singură fază lungă la toate mașinile. Nu, aia schimbă viteze. Uite acolo, aia de acolo, maneta aia. Asta? Asta, mă. Gata, bă, nu le văd, mă, frate, nu le văd. Gata, am totul aici bine. O să întorci pe lângă parcul ăsta și o iei înapoi, da? Aici întorc, da? Aici o iau pe acolo? Da, da, exact. Hai să închidem treaba, că a început să plouă serios, ca să fie challenge-ul și mai bun. Păi, Doriane, să fie sclav Wood? Să fie sclav Wood. A, uite, acolo, frumos. Acolo, da, față, exact, da, magazin, da. Hățjonule. Perfect. Știi ce bine să conduce mașina asta hidramată, n-ai niciun fel. Nu trebuie să schimbi vitezele, eu am dat școala pe manual, adică era mult mai complicat. Vezi, apropo, să nu calci frâna cu stângul, da? Știm asta, da? Dorian, pe bune. Ha, deși atent, Dorian, am așa nevoie de la tine. N-ai voie să spui tricoul. Am nevoie de la tine să iei un croissant, o apă și un suc. Da. Cu Adriana vrei ceva? Perfect, te aștept aici. Ce bine mă simt în mașina asta. Cum ar fi acum când nu e Dorian să plec chiar cu ea? Da, nu, nu mai fac de-astea, mă, că sperii pe om prea tare, n-are sens. Știți cum e? Challenge-ul e challenge. Eu chiar nu sunt un om rău, mai ales cu Dorian, care este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Dar challenge-ul e challenge, boss. El a spus, ai pierdut, îți asumi. Până la urmă, nu? Păi nu? Ia. Yeah. Vine un copil? A venit un copil, s-a aștepta să vadă pe Dorian la volan, a văzut pe Sherry, n-a înțeles nimic copilul. Hai, Doriane, ce faci? Te mă aștept mult, pe bune, adică. Ce face omul ăsta, mă? Nu înțeleg. S-o fi oară harță cu ei că n-are voie să filmeze înăuntru, cine știe. A few moments later. Văd că mai durează până iese popa, deci eu o să mai dau o tură cu mașina lui. Că de ce nu? O să fie cea mai tare fața lui Dorian când o să vadă că n-are mașina. Voi nu cred că înțelegeți, dar mașina lui Dorian e gen emblema lui. Nu există Dorian fără X6 și nu există X6 fără Dorian. Deci... O să fie ciudat, dar lasă că mă întorc imediat. Sunt curios dacă acum când mă întorc, când fac iar întoarcerea, Dorian o să fie acolo. Cine știe? Rămâne de văzut. Băi, mâncați așa, a plecat, mă. Ia uite, mă, a ieșit. Băi, unde a plecat, mă, ăsta, mă? Bă, îmi tresare inima, mă. De ce a plecat, mă? Doamne! Ce faci, popa? Bă, unde pleci, mă? Vezi că mă blochezi traficul, mă. Fii atent, întoarce-te în magazin cu toate produsele și strigă cât de tare poți să-ți jonure până mai dau eu o tură, da? Bă, l-ai auzit ce a zis, mă, că întoarce-te în magazin și țipă cu toate forțele hăs jonule. Bă, norocul lui că eu sunt un tip foarte, foarte ascultător și când promit ceva sunt om de cuvânt, mă. Măcar de-ar fi și el așa, hai. Sunt curios dacă chiar o să o facă. Ai putea să mă refuze, să zică, domnule, gata, suficient, gata, ți-ai bătut joc de mine destul pe ziua de azi, dar ideea e că challenge-ul de-abia a început. Mă, am multe chestii secrete și mai sunt multe chestii unde vreau ca Dorian să mă ajute. Am și o portavoce și o să-l pun cu portavocea să strige și el e cel mai tare prin tot București. Stați așa că v-am zis, de-abia am început. Hă, Jonule!
Am țipat, da? Deci am respectat regula. Hai, hai, veniți în coa. Băi, băiatule, ce-mi faci ăsta, mă? Bă, și ăsta e doar începutul, mă. Mă, ce o mai urma, mă? Cum ar fi acum să urmă la sine să fac poze cu oamenii? Că sclavule, nu faci poze. Ha! Ia ziceți, boșilor, cum este să mă vedeți în sfârșit la volanul unei mașini? Nu e frumos, nu e așa, că chiar e frumos. Este chiar splendid, aș putea spune. Ia uite, Dorian face poze. Deci tu ai văzut cum se îndrepta către mașina aia? Doamne Dumnezeule, pozească, ferește, te rog, gata, stop, doamne. Dorian are o mașină foarte mare, eu nu... Doamne, auzi, ce, că am o mașină foarte mare, păi știu, eu mă așteptam la challenge-ul ăsta, ori să conduc eu, ori măcar să fiu în dreapta, nu să dai ture în timp ce țip în magazine. Cum a fost experiența? Doamne, doamne, lasă-mă un pic, că m-au trecut toate căldările când te-ai apropiat de mașina aia, de Toyota aia. Așa, rău. Ia-ți cumpărăturile. Ia și mie, gata. Dorian. Cum a fost, mă, frate? Zi pe bune acum. Cum, bă, eu n-am nicio problemă, mă, cu challenge-urile mele de sclav. Eu sunt un tip ascultător. Eu sunt subordonat, voiam să zic, mă, magazin, că m-am chinuit să gândesc un cuvânt pentru un sclav. Subordonat, sunt cel mai subordonat sclav. Adică i-ai explicat oamenii aia că tu ai făcut asta pentru că i-ai pus de către mine? Nu. Nu sunt genul care să se justifice numai ca să-și spele onoarea. Dar vorbeam cu camera și le spuneam subscriberilor tăi că sunt un sclav foarte ascultător. Problema este că atunci când vine vorba de mașina mea, de puișorul meu, e cu totul altceva. Adică să te văd pe tine. Mă, vrei să spun un lucru? Asta e prima mașină pe care o conduci după aia de școală, care avea comenzi duble. Da. Adică aici nu te poate opri nimeni decât bunul Dumnezeu. Și mai stai și mănânci și cornul la relaxat, zici că conduci de 10 ani, să mor eu. Așa, bun, sunt pregătit. Nu, te rog, măcar nu mai râde, ca să cred că o iei în serios. Așa e. Deci ai grijă că pleci acum, că ești aproape de Meganul ăsta. Doamne, și pe stăduțele astea de la mine din cartier, de sar zăpăciții ăștia în fiecare zi, aud de la balcon. Poc, poc. Bă, că am strâns o treaba cu Meganul. Dar n-ai vrea totuși să conduci după ce termin cornul? Păi nu, am zis eu că acum... Adică nu sunt un sclav cu pretenții, da? Dar te rog din suflet. Uite, ți-am pus și navigația acolo ca să vezi frumos, înțelegi? Unde mă vezi străzile, nu știu, vezi ceva. Așa e în stânga, așa, da? În stânga încolo? Da, dar ușor că e foarte îngustă situația pe aici. Am văzut că pe străduțele astea e îngustă. Da, de când ai plimbat acum singur, când m-am plimbat, mi-am dat seama, băi, cam la mustață așa situația. Dar lasă că acum mergem încet, nu mai mergem. Ai luat groapa asta din față, fii sincer. Bă, sincer... Care, mă? Care groapă? Hai că ți-arăt acum. Eu zic că ai luat-o, nu știu. Care groapă asta? Dacă am luat-o, mă întrebi? Da. Și am luat-o. Deci, tu cum ai evitat groapa aia dacă ai mașină parcată acolo? Dar nu contează că nu e cazul să-ți explic acum, că după aia o să încerci. Las-o așa, mai bine situația iau-o. Asta în felul următor. Sunt o grămadă de oameni care vrea să facă poză cu tine. Acum sunt și mulți oameni care poate nu te urmăresc, nu te cunosc și poate n-ar vrea să facă salut, poate n-ar vrea să facă poză cu tine. Dar vreau ca tu să te duci într-un loc populat, o să mergem pe aici, nu știu exact încolo, cum încolo, te duc, încolo, da. Vreau să te duci într-un loc populat și să iei toți oamenii, să faci tu poză cu ei. Vreau să te rogi de toată lumea să facă poză cu tine. Tu îmi spui unde găsesc oameni, da? Da, mergi înainte, ai grijă la oamenii ăștia să nu... Să nu facem o poză cu ei. Bă, dar ce ușor să conduce mașina asta, așa, fără niciun stres, da. Opa, opa, te-a surprins ăsta, hă? Bun, vezi că asta e o intersecție mai dificilă, da? Ei, sunt multe chestii. Stai. M-am băgat, zi sincer, m-am băgat prea mult deja în intersecție. Nu, stai. Unde vă este bașc? Credeai că ai dublă comandă acolo? Aștept, da. Este o intersecție grea. După Fordul ăsta, dacă din stânga e liber, la mine e liber. Acum îmi spui tu unde găsesc oamenii, eu mă duc acolo, mă dau și eu jos cu tine ca să țin un pic de companie, dar să nu zici că-s băiat fără bun simț. Parcăm undeva, mă înveți să parchez. Glumeam, am învățat să parchez. Mă înveți să parchez un X6. Aoleu, dar de ce trebuie să învățăm pe X6-le meu? Mi se pare o mașină bună de învățat pe ea. Da, se crește și eu, că e mică, e... Da. Băi, e foarte greu să estimezi distanțele când tu ai făcut pe un Renault Laguna și acum ești într-un X6. Pe bune, fără mișto, e greu să îți dai seama că... Mulțumesc că mă asigur că e tot ok. Dar auzi, nu pot să pun aici pe display-ul ăsta o cameră de... Numai când mergi cu spate. Am înțeles. Deci n-am o cameră de aia de față să-mi arate unde e botul mașinii. Există, eu nu la unele seama. Mașini, dar îți arată numai când ești în parking mode. Adică când mergi pe stradă, se presupune că vezi cu ochii. Al doilea pe ziua de azi. Al doilea claxon pe ziua de azi. Frate, jur, e greu Bucureștiul. E greu, e greu într-adevăr. Este... Eu n-am înțeles nimic de unde trebuia să mă asigur acolo, ce trebuia să fac, fără mișto. Este testul suprem București, într-adevăr. Dar până acum, decent. Mai așa, eu. Surprinzător, da. Surpriză, ei, surprizător. Nu e surprizător. Și zici tu unde crezi că dăm de fanii Dorian Popa sau hater Dorian Popa? De ce? Dar nu știu de ce dăm, mai cerut să fie oameni mulți. Oameni mulți. Ia vezi, îți place stația asta de tramvai, dar n-am unde să opresc eu, cred că. Uite în stânga acolo, să mergem, că sigur sunt oameni mulți. Să înveți să ai încredere în fratele tău, cu permis. Pă bune, de ce? Sincer,
plănuiam să-ți dau mașina, ți-am și spus, dar gen după ce m-ai exersat și tu pe mașina familiei sau eu știu. De ce, pe Dacia Stepway? Dar nu contează că nu sunt de asta cu mașinile. Eu am avut Matiz prima mașină, înțelegi? Adică nici de cu mic 6. Matiz. Auzi, am o întrebare asta. Așternându-și cotul pe... Matiz. Bă, e greu să conduci în București, dar mai bine decât să te deplasezi numai cu taxiul, fără mișto, abia aștept pe mișto. Bă, oricât de surprinzător ar suna, și acum trebuie să fim și serioși, până și cu X6-le e mai ieftin decât cu taxiul. Pe bune? Dacă bă, ești... dar nici nu e vorba de o chestie de ieftin scump, e pur și simplu o chestie de confort, mai ales eu care merg mult dai. București, Craiova, să știi că e foarte stresant că ai mereu bagaje după tine. Spre exemplu, cum ai văzut și acum, bagajele mele sunt la tine, în spatele mașinii, știi? Am parcat un X6, ce bine mă simt. Bun, deci acum idee. Trebuie să mergem da. Și să le cer oamenilor să facă poză cu mine, nu? Voi veni cu tine, Dorian. Hai. Și tu alegi oamenii sau cum? Nu, tu te duci la absolut toată lumea pe care o vezi în care și rogi să facă poză cu tine. Bine. Mi-e arată că nu mai ai baterie. Îmi pare rău să te anunț, Shelly, dar prima poză se pare că este cerută. Așa că o să o fac. Vreau și o să fac o poză cu voi, se poate? Mersi. Adică vrei să-mi spui că ți-au cerut? Poți să fac și eu o poză cu tine? Mersi. Să fac și o poză sigur, cu tine, sigur, sigur. Ideea că eu astăzi, Dorian face orice provocare. Wow, vedem, observăm. Și l-am provocat să se ducă erau oameni să ceară să facă poză cu ei, dar uite la doamna. Nu oamenii la ei. Hai la doamna. Bună ziua, poți să fac o poză cu dumneavoastră, vă rog? Bună ziua, poți să fac și o poză cu dumneavoastră, vă rog frumos? Nu. Să rămână, poți să fac și o poză cu dumneavoastră, vă rog frumos? Nu prea avem succes azi. Să rămână, poți să fac și o poză cu dumneavoastră, vă rog? Wow. Super, cringe-ul ăla mare. Bună ziua, poți să fac și eu o poză cu voi, vă rog frumos? Super, te pup, mersi. Vă pup, vă pup. Salut, salut, salut. Te pup, minitico. Să rămână, poți să fac și o poză cu dumneavoastră, vă rog? Vă țineți de șuti, nu? Joacă-o pe asta! Bună ziua, poți să fac și o poză? Respect un challenge, n-am voie să mă îmbrac. Noi vrem noi. Super! Vă pup și să vă trăiască! Pasă pe invitate! Gata, bună ziua, poți să fac și o poză cu dumneavoastră? A, păi mi-ai dat mie challenge-ul, fac, Johnule. Super, super! Dorian, faci poză cu... Cum să nu? Fac aici o poză așa! Hai, vezi, Johnule! Intru și eu la poză? Da, are sigur! Bagă-te aici! Ce mai mare fană am zis. În spatele tău, m-a sperit. Eu sunt sclavul lui azi toată ziua, vă pup, pa! Pa, Shelly! Să rog, dar pot să fac o poză cu dumneavoastră, vă rog frumos? Mulțumesc! Vă pup, zi frumoasă, doamnă! Toate cele bune! Ha! Dorian, ai făcut! Mie, Dorian, îmi dă cea mai mare umilință prin simplul fapt că nu există challenge pe care să nu-l poată face. Adică n-am ce să mai zic, ce să mai fac, ce să-ți mai cer să faci, pe bune, nu pe bune! Nu știu, pregătit, Johnule! Ești pregătit, Your tot? Wish is my command! Your wish is my command! Hai, Dorian, pune-ți centura! Ce faci? Cum adică fără centura la volan? Ia, uite! Salut, salut! Îți, Johnule! Te pupăm! Știai că... Zi. Faceți cu mine o poză? Hai, tată, hai mă afară, că așa e frumos. Deci ce facem la Victoriei, Shelly? Doriane, îți voi spune imediat ce facem la Victoriei. Și plouă torențial. Îmi pare ești eu, conștient, da? N-am vrut să plouă. Îmi pare așa. Eu, dar nu decid eu vremea, Dorian. Chiar nu decid eu ce okay. Se întâmplă cu vremea. Fii atent, Dorian, am o portavoce. O portavoce. Am cumpărat o portavoce. La Victoriei. La Victoriei, pentru că vreau să protestez și să spui cumva, nu știu cum îți faci tu un slogan, îl inventezi. Vreau să spui că Shelly e cel mai tare. Dar să faci un slogan. Bă, dar avem voie să protestăm. Stăm fără, eu știu, acord, ceva? Păi de ce nu? E dreptul fundamental al oricărui om să protesteze, nu? Ok, și portavocea unde e? E în spate, hai! Aoleu! Păi n-am venit eu pregătit? N-am venit eu pregătit pentru challenge-ul ăsta? Aoleu! Așa frumos, fără tricou pe ploaia asta, cum trebuie. Ia jua eu, da. E în troller? Da, hai mă! Dacă e strata scăciare de scrăvieri, ei fii atent. Nu cred. Fii atent, vezi că supa aia se închide cam greu. Deci fără... Crezi John-ul ăsta, hai, da? Hai mă, nu cred, mă. Așa? Hai mă, nu cred, mă. Ia, vezi, fii atent. De aici ai dai on. Crezi John-ul! Dorian, baftă la slogan, eu mă duc înapoi la căldură în mașină, vreau să stai acolo în față, să te văd și eu, să văd și eu ce zici, să nu zici de rău, știi? Nu cred, Shelly, 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 să se audă peste tot, Shelly locul 1 în top. Shelly rupe internetul, acum că și-a luat carnetul. Shelly, 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 să se audă peste tot, Shelly locul 1 în top. Pune că avem colecție nouă pe Shop 5 Game. Shelly are colecție nouă pe shop5game.ro. Acum spune și de Dorian Popa, ca să... Shelly rupe internetul, acum că și-a luat
carnetul. Și de asemenea puteți să intrați și pe www.dorianpopa.ro, cel mai tare mărșolule. Shelly, 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 Shelly este șeful la internet. Veniți aici cu mine, să auziți că Shelly vine. Votați Shelly președinte. În jolule, Shelly locul în top. Rupe internetul de tot. Pune votați Shelly președinte. Stai să fac cu rimă. Votați Shelly președinte. Altfel îți dă cu pumnul în dinte. Votați Shelly președinte. Altfel vă luați pumnul în dinte. Shelly locul unu în top, unde merge peste tot. Shelly, Shelly, Shelly. Mai vrei, mă? Nu, mulțumesc, este suficient. Vino aici. Mulțumesc, este suficient. Mulțumesc, ești în dulce. Mă pot întoarce în mașină, vezi, jolule. Ești super, sincer, ce pot eu să mai spun? Bă, bune, ce pot eu să mai spun acum? Uai, lei, ai văzut că am avut și câțiva simpatizanți? Ai avut simpatizanți? Da, s-a strigat, bravo, Jorule, Jorule, deci e treaba bună. Așa câștigi, mă, votul. Da, bombă. Uite, i s-a dat sclavul lui niște Adidas de la Y3. Da? Vezi, mai merită și sclavul. Dar ce, vei să-mi iei mie sau cum? Ha, cum ar fi, mă, acum tot ce-mi comand să comand pentru tine. Păi, dar nu? Bă, Popa, mă, am una și bună și după aia te las. Bine, aia și plus că trebuie să mă duci până la gară și să-mi car bagajele. Dar atunci o să te las să ai tricou pe tine, că na. Măcar atât, cum era să intru în gara de nord. Este ultimul meu mers cu trenul. Bă, pot să zic și eu ceva în apărarea mea pe acest vlog în care n-am nicio apărare? Da. Ai zis într-un Insta story că ăla a fost ultimul tău mers cu trenul. Da, așa e. Așa e, dar... Vezi că Dumnezeu ți-a dat să nu găsești mașina și tot la mine ai ajuns cu trenul. Mergi cu mașina sclavului. Da, mă, ce urât, merg cu mașina sclavului, dar chiar. Bun, Dorian, am pentru tine un prank. Vreau să faci un prank. Așa. Așa, Popa, deci fii atent, mare prank ce trebuie să faci. Oh, yeah. Fii atent, asta nu e atât de greu pentru tine, dar vreau să văd reacția lui, deci fii atent, m-am gândit. Vreau să-l sun pe Gami, să-i spui așa. Bă, Gami, am dat mașina lui ăsta. I-am dat mașina lui ăsta să fii bezi de ceva și nu mai răspunde la telefon. Și trebuie să vorbești la portavoce? Nu trebuie să vorbești la portavoce. Ok, deci îl sun și îi spun că ți-am dat mașina și că nu mai răspund la telefon. Da, dar trebuie să fii așa panicat și spune-i, Roger, sună-l tu. Să rezolve situația. Să rezolve situația, că e prietenul tău, frate, mi-a luat mașina, ești nebun. Poate se supără pe mine, să vezi ce-ți fac. Cum se supără, mă, pe tine? Oi, Gami, ce mai dulce băiat, mă, cum se... Bine, nu e ce mai dulce băiat, e mai mustier, dar nu se supără pe tine, zic eu. Tata, faceți liniște. Bă, ia-ți vocea de panicat. Bă, ce faci, mă? Gami, ce faci, mă, auzi? Uite, mă duc spre casa, da. Bă, mâncați, știi ceva de Shelly? M-a rugat să-i dau mașina acum jumătate de oră, mi-a zis că filmează în Ron la Alba Iulia 10 minute ceva cu ea și acum nu mai dau de el. E cu tine? Nu, bă, te rog din suflet, fii atent, nu știu, sună-l, fă ceva, că sunt panicat rău de tot, pentru că, na, știi care-i duma. Da. Deci te rog frumos, poftim, hai, sună-l acum, te rog, și sună-mă înapoi și spune-mi ce face, că e, adică e serios, nu știu, nu-i de joacă cu asta. Bine, hai că sunt să văd. Te rog mult, repede și mă sun înapoi, da? Da. Hai, pa. Și acum tu nu-i răspunde. Nu-i răspunde, dar stai să mă sune, lasă să mă sune de mai multe ori. Nu-i răspunde și-l sun din nou. Da. Te închid, nu că nu-i răspunde, închid, fii atent. Ce prompt e, mă. I-am închis, mă, e prietenul tău. Dar nu ai închis prea repede, oare? Bă, mă, i-am închis ca și cum n-am chef de nimeni, conduc, nu, știi? Știi cum? Hai că mă mai sună o dată. Mă sună înapoi. Da, mă zi. Direct că sunt avocat, adică nimic, nu știu, poate i-a murit telefonul, habar n-am. Bă, eu nu am număr de la Pain, Mădălin sau cum. Pain ăștia de la Rad, n-au ce treabă ei, nu. Bă, te rog frumos, nu e de glumă, să pe bune, fă cumva, fă ceva. Hai că încerc să mai... Dă-i un mesaj, că mie nu-mi răspunde nici la mesaj și nu mi-a dat nici sin. Hai că văd, să dau de el. Hai, pa. Ai pus să-mi dea mesajul? Da, să dea de tine. Lasă-l acum puțin și-l mai sun eu după aia. Că acum el nu se mai sună înapoi. Da. Mamă, vă dați seama să ia cu Gami, bice, deci acum. Mi-a dat mesaj. Ce faci cu... Nu-i dau sin, nimic? Ba da, răspunde-i... Bine, uite cu mașina. Nu. Bă, te sun imediat. Sau gen... Stai așa că nu pot vorbi, sunt avoian. Să-i zic-o de asta? Conduc, sun eu. Te sun eu că conduc. Te sună Dorian. Și că te sună Dorian în disperare, băule. Hai că nu-l sun încă, să nu pară. Nu? Da, mai lăsăm un pic, nu? Ba nu, acum ai... Îi zic eu că... A intrat, a răspuns, nu? Îmi arată online, îi scriu. Eu i-am răspuns, dar acum cine m-a sunat era tata, nu era el. Online la el.
ci că sună repede. Ți-a răspuns? Îi zic, îmi arată online la el, ți-a răspuns? Ia fii atent că nu intră să-mi dea sim la mesaje. E speriat, mă, săracu, nu știi ce să facă. Și acum sună repede, violent. Sună așa și mai panicat. A ieșit, bă, a ieșit și nu mai intră. Îl sun. Dă-ți telefonul pe silent, dă-ți telefonul pe silent, toate. Și acum ai zis că... Bă! Mi-a răspuns, mi-a zis, te sun eu, conduc. Păi și ai spus că-l caut. Da, am zis, te sun în Dorian, în disperare și mi-a dat sim. Păi și... Păi stai că nu înțeleg. Și, păi și când, ce ți-a răspuns la când i-am spus că îl sun în disperare? Uite, ce atent, uite, e online pe WhatsApp și mi-a dat sim. Uite, bă, dar sună-l, mă, bă, Gami, te rog din suflet. Stai, nu vreau să mă enervez, că știi că eu sunt calm de obicei. Te rog, sună-l și rezolvă cumva. Stai că-l sun. Ți-a închis FaceTime-ul, nu? Da, a închis FaceTime-ul. Deci te sună tot pe tine, cred că s-a panicat, mă. Stai că mă sună, îi dau cu FaceTime. Ia, răspunde-i totul, răspunde-i totul. Hai, ce faci? Bine, mă, ce s-a întâmplat? Bă! Zi, mă! Ai dat de el? Bă, ce faceți, mă? Bă, ce prăjit sunt! Da. 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 FaceTime! Ce faci, mă? Nimic! Hai, Halito, recunoaște! Bă, ce dracu să fac, mă? Nu înțelegeam de ce... Ce-a ta panică, da? Nu înțelegeam ce-a ta panică. Adică cum... Da, a intrat un pic așa în film. Păi, dar nu înțelegeam, mă, frate, ce f***a se întâmplă. Bine, Gami! Da, mulțumim! Da, te pupăm, pa! Bă, n-ai ce zice, mă? Și-a luat-o, mă! Dar n-ai ce zice, omul chiar a încercat, adică un... Băi, el a fost sincer, a vrut să ajute, da, frumos, a bravo, Gami, respect. Cred că a fost un pic dezamăgit de faptul că a fost doar o farsă. Eu cred că el își dorea să ajute într-o situație nasoală. Bine, Dorian, ai făcut toate provocările tale pe azi. Mai rămâne doar și nici n-am chef să mai conduc eu, da? Acum mi se pare normal, directorul stă în dreapta. Te pun pe tine la volan. Bai, mersi. Te pun la volan, vreau să mă duci, te rog, până la gara de noi. Doar până la gara? Doar până la gara. Bine, bosule. Ah, și bă, la gara, gara, bagajet. Ai simțit cum am vrut să mă eschivez? Da. Hai, mă, hai. Nu pot să schimb oricând vreau, Dorian, sunt șeful aici. Mă, bune? Hai, ciorul. Ia zi, mă, Dorian, cine conduce mai bine, eu sau tu? Nici nu mai întreb, n-are sens, adică... La gara, șefule! La gara, Dorian, din X6 direct în tren, că ce să fac, asta e... Ce să fac? Încă nu am mașină, boss, nu am! Măcar ești tu la clasa 1? Vezi că merg cu un tren privat care nu are clasa 1, clasa 2, dar toate clasele oricum... Gen, are o singură clasă, de-aia... Există așa ceva? Da, are ce, tren privat sau fără clasă? Nu, tren privat, adică nu e de la CFR? Da, pe bune, există și sunt Rux, adică... Wow. Nu Rux, dar față de CFR, deci sunt super Rux. Deci au mai multe linii de tren, nu? Da. Wow, ne modernizăm și noi, John. Dar ce părere ai despre faptul că am vrut să arunc niște gunoi la Victorie și că nu este niciun coș de gunoi? Și unde ai aruncat? Sunt în mână încă. Aiurea! Nu? Aiurea, da, dar să știi că am fost și în alte țări și nu prea am văzut coșuri multe de gunoi. Nu înțeleg chestia asta. Stai așa, șefule, să te aduc fără intemperii. Bă, stopul ăsta, cum ai văzut, mă, frate, că eu să mor eu dacă... Îl știu, nu l-am văzut. Îl știi, nu? București trebuie să le cam știi că de văzut se vă greu. Să vezi tot cedează din alea în copaci. Adriana confirmă din spate. Păi, stai un pic. Adriana... Adriana a dat traseul, era o zi distanță față de mine și a picat. S-a lăsat o liniște. Bă, oricum și tu ai fost norocos tare cu 20 de puncte din 21, sincer. Eram la un pas să te văd în pielea goală la guvern. Așa e, ai, nu? Amuzant, amuzant, Dorian. Ia zi-mă, unde merg, la intrarea aia din spate, e cel mai bine? Nu, e perfect, aici, Dorian, cât face cursa? Gratis, pentru tine, șefule. Mulțumesc mult, Dorian. Și ca întotdeauna, boșilor, nu uitați să vă luați cel mai fresh merch de pe shop.5gang.ro și de sigur Dorian Popa Puro. Și de pe Eu Sunt Babs pe Instagram, da? De sigur. Dorian, ai fost un sclav de nota 10. Promit că într-un viitor o să repetăm experiența și o să fiu eu sclavul tău. Dar eu n-am mașină, deci nu știu ce provocări eu să pot să-mi dai. Lasă că am văzut eu ce-ți cauți. Lasă că te aștept cu aia nouă frumoasă. Mă aștepți cu mașina nouă, a? Da. John, noi ajută-mă cu bagajele, că mereu când am fost la gara am avut atâta greutate după mine. Acum sunt super sunt super dandy, relaxat, n-am... Hai, șefule, că ești barosan, dă-i băiatul un leu. Că nu?
Dă și la sclav dacă tot ai. Da, frate, am 10 lei. Hai, dă-i lui. Ia, frate, 10 lei. Se sacrifică sclavul, că de-aia e sclav. Sănătate. Sănătate, sănătate. Hai că o să-ți dea și ție un bacșiș la final de zi, Dorian. Ia și cheia de la mașină ca să... Cum era, mă, să pleci cu ea, mă? Maaa! Cum era, mă, să pleci cu cheia de la mașină? După ce ai plecat cu 6 rânduri de chei de la casă. Eu am o boală mereu. Eu mereu fără să vreau, se numește creptomanie chestia asta. Bag chestii în buzunare, fără să vreau. Adică nu vreau să refur, dar pur și simplu refur, fără să vreau. Și la Dorian acasă de vreo 3, 4, 5, 6, 7 ori, pe bune, adică nu, fără nicio exagerare, am plecat cu cheia omului de la casă, efectiv, că era pe masă și eu o luam crezând că e cheia mea. Și omul rămânea fără cheie. E funny să scare cineva asta, nu? Bă, chiar e tare și îmi place cum l-ai asortat așa pe față, nu l-am pus niciodată așa. Îmi place mult cum l-ai pus, da. Da, spatele drept. Da. Asta e important. Oricum, mulțumesc foarte, foarte mult, Dorian, că ai fost de acord să duci acest challenge la bun sfârșit. Și ca întotdeauna, dar deoarece acest vlog este aproape filmat, v-aș ruga să dați un butonul de like, să dați un share pe Facebook, chiar mă aștept foarte, foarte mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, să vă luați cele mai fresh merch-uri doar de pe shop-ul 5 Gang cu Roșii, Dorian, popa.ro. Noi ne-am dus. Pa!